Un studiu realizat în Hong Kong prezintă factorii care îi îmbătrânesc pe oameni. Rezultatele cercetării arată că aceștia sunt mai puternici decât alcoolul sau tutunul. Haideți să aflăm împreună care sunt factorii care ne îmbătrânesc cel mai mult. Scopul principal al acestui studiu a fost acela de a arăta faptul că oamenii își pot îmbunătăți sănătatea fizică prin intermediul sănătăților mentale. Dacă până acum am fost obișnuiți să auzim că stresul, alcoolul sau tutunul sunt dinamicii numărul 1 ai tinereții, în urma studiului a fost rezultat faptul că, de fapt, starea emoțională, mai ales singurătatea sau lipsa afecțiunii, sunt principalii factori ai îmbătrânirii. Pentru a fi mai specific, procesele de îmbătrânire la nivel scăzut pot fi afectate de starea dumneavoastră emoțională. Printre cele mai dăunătoare aspecte ale tinereții se numără și traumele din copilărie și stresul post care pot scurta viața unei persoane cu ani buni, în lipsa unui tratament corespunzător. În secolul 20, reducționismul științific s-a instalat practic în fiecare domeniu al științei. A fost în biologie, organismul este format din celule și molecule, așa că dacă înțelegem moleculele, putem înțelege și organismul. Acest lucru ne-a restrâns viziunea în multe aspecte. Un astfel de exemplu este este studiul îmbătrânirii. Îmbătrânirea este un fenomen cu mai multe fațete, cu componente sociale și economice, dar și în biologie. Este obișnuit să-l studiem într-un sens mult mai restrâns. Știm că traumele din copilărie sau tulburarea de stres post-traumatic accelerează îmbătrânirea epigenetică, deoarece există o legătură, emitem ipoteza că ritmul fiziologic al îmbătrânirii poate fi manipulat folosind terapii psihologice, a spus autorul studiului. Relatează Antena 3.0.